Salutare, prieteni! Astăzi vom citi Cartea Cartea Junglei. Haideți să începem! Există multe legende despre jungla, jungla misterioasă și însorită din India îndepărtate. Ele povestesc despre Pantera Neagră Bagheera, unul Ursul Balu, Pitonul Viclanca și Marele Tigru Șercan, regele junglei. Dar, dintre toate, cea mai fantastică este povestea unui băiat pe nume Mowgli. Într-o dimineață senină, Bagheera auzit la un apropiere scâncetul un copilaș. Un pui de om!" își spuse Bagheera uimit și început să-i pară rău pentru soarta care îi fusese răzită bebelușului. Așa că îl duse unui familii de lu, unde veniseră pe lume de curând niște pui. După -l lu, l imediat îngrija sa, iar restul haitei îl primi cu bucurie. Și așa ajunsese mobilii un membru al familiei lupilor. Zece ani fericiți trecură astfel, până când, într-o zi, totul se schimbă. Achela, conducătorul haitei, convocă o întâlnire extraordinară a consiliului și spuse mâhnit. După cum ați auzit, probabil, tigrul Șercan s-a întors pe pământurile noastre. Și știți cu toții că Șercan urăște oamenii și puștilor lor. Când va afla că ascundem un pui de om, va fi furios. Îmi pare rău, dar Mogli nu mai poate sta cu noi de acum. Ast altfel, din cauza lui, o să fim și noi în mare pericol. Se așteptă o tăcere apăsătoare. Și atunci, din umbră, ieși Bagira, care ascultase cuvintele lui Akela. Am o idee. Deși Mogli va trebui să se despartă de noi și să părăsească jungala, îl voi duce într-un loc sigur. Știu pe unde se ajunge în satul în care trăiesc oamenii. Acolo nu l va ajunge ura lui Șercan. A doua zi dimineață, de cum pătrunseră primele soare, raze de soare prin desișul junglei, Mogli și baghira porniră la drum. Merseră toată ziua și când dansau ei mai fără griji prin vegetația bogată, întunericul înghiți pământul, iar ei se așezară să doarmă pe cranca unui smoc uiaș. Mogli era sigur că această colocătorie era o mare aventură, dar Bagira știa că trebuie să-i spună adevărul. Și așa a făcut. De ce trebuie să părăsesc jungla? Nu vreau, aici e casa mea. Nu mi-e teamă de șercan, sunt deja mare și pot să mă descurc singur, se Mowgli. Și apoi, alunecând de amețitor pe o liană înfășurată în jurul copacului, fugi cât îl țineau picioarele. Nu peste mult timp, Mogli îl întâlni pe veselul urs Balu, care chiar era o figură. Băiatul petrecu multe momente minunate și lipsite de griji cu acesta, învățând să se bucure de activitățile obișnuite de fiecare zi. Pentru că alături de balon mâncatul era distractiv, chiar și spartul nucilor de cocos, cojitul bananelor sau culesul fructelor durci de papaya. Mai exista încă un personaj deosebit de care, pe care Mogli îl cunoscu în junglă, colonelul Hattie. Acest șef mândru al turmei de elefanți făcuse armata și era un admirator înfocat infocat al instrucției. Își ținea trupele sub control, conducând antrenamentele în sunet de trompetă. Mogli lua și el parte la aceste exerciții și se distra pe cinste. Dar din păcate, printre copaci, tufișuri și liane atârnate, existau numeroase pericole. Înfășurat în jurul unui trunchi, bătrânul cavi visa să se învârte în jurul lui Mogli și să-l sufoce cu corpul lui imens. Însă cea mai mare amenințare pentru Mogile era Șercan, care, ca toți semenii săi, ura oamenii. Dar jungla mai ascundea și alte pericole. Odată, pe când Balu, se răcorea, pe când Balu și Mogli se răcoreau făcând baie în apele de smaraldare ale râului, niște maimuțe zgomotase și violente apărură pe neașteptate. Până, se până, să se dezmeticească Balu, ele îl apucaseră pe băiat cu brațele lor puternice și îl ridicară sus, sus de tot. Apoi, arâncându-l de la una la alta ca pe o minge, dispăru cu, dispărură cu moglii în coroanele copacilor. Bagira auzit de departe colul strigătelor băiatului și alergă în salturi mari până ajunse la Balu. Maimuțele l-au răpit pe Mogli, băi ursul, iar pantera se grăbi să fie de ajutor. Când a la templul în care locuiau maimuțele, își văzură prietenul stând lângă regele maimuțelor. Acesta tocmai se aplicase spre mobili cu o expresie amenințătoare, spunându-i pe un ton de comandă. Învață-mă să aprind o flacără roșie. Vreau să fiu ca tine, omule. Când voi ști secretul focului, voi deveni tot puternic. Nu mai era timp de așteptat. Baghira și Balu săriră în ajutor și în cele din urmă reușiră să smulgă pe băiat din ghearele regelui. Mogli, știi că jungla nu este un loc singur pentru tine, de aceea trebuie să te duc în sat. Dar Mogli nu se gândea să asculte. Sări în picioare și din nou alergă până ajunse în locul unde regele singuratic, unde regele singuratic al junglei. Șercan stătea tolănit în iarba înaltă. Mogli se opri când îl văzu. Atunci Șercan îl întrebă cu o voce vicleană. Ei, puiule de om, n-ai de când să o iei la goană? Dar Mogli nu știa că acum ar fi trebuit să-i fie frică. Dacă l-ar fi ascultat și și-ar fi luat picioare la spinare, poate ar fi scăpat. De ce să fug? Nu-mi e teamă de tine, spuse el serios. Nu cred, zâmbit Trigul și făcu un pas înainte. Ce băia prostuț! Mărâi Baghira din tufișuri, auzind toate cele spuse. Văzând cum stăteau lucrurile, Baghira și Balu se grăbiră să-l atace pe șercan, venindu-i în ajutor lui Mogli. Deși amândoi erau puternici și curajoși, tigrul avea gheare ascursete și colți puternici, așa că lupta era inegală. Deodată s-a auzit un tunet. Cerul fu despicat de un fulger orbitor care lovi un copac uscat. Mogli apucă o creangă ce ardea și o legă de coada lui Șercan. Doar așa se puteau salva cei trei. Și într-adevăr, Tiglul speriat o, -o a fugă cu toată forța picioarelor sale. Mogli, mândru nevoie mare, stătea acum între cei doi războinice spuizați. Când prietenii a ajunse la, la râuul care curgea pe lângă sat, beatul se ziză un sunet pe care nu-l mai auzise vreodată, delicat, melodios și plin de dulceață. Fermecat, Mugli se uită în direcția de unde venea acea voce de cristal. Era o fată care cânta în vreme ce își umplea ucioruri de lut cu apă din râu. Mugli ascultă tonurile delicate ale cântecului și simți că îi se un... întâmplă ceva ciudat. Un val de căldură îl cumprinse și un dor necunoscut îi se aprinse în inimă. Nu înțelegea de ce, dar știu că trebuie să urmeze pe fată și vocea ei din sat, acolo unde treau oamenii. De la distanță, bagira și Balu priviră băiatul plecând. Când Mogli dispăru în spatele porții satului, baghira oftă. Trebuie să se întâmple odată și odată. Mogli se află acum, acum unde este locul. O să-i ducem dorul. Să fie fericit. Bagira și Balu se afundară în junglă, iar în urma lor drumul era presărat cu picături de apă. Să fi fost rouă, să fi fost lacrim, cine știe. Și aceasta a fost și cartea junglei. Ne vedem data viitoare! Pa!